Serviciul Român de Informații a anunțat printr-un mesaj pe pagina sa de Facebook o campanie amplă menită să le ofere studenților o perspectivă asupra modului în care pot iniția o carieră în cadrul instituției. Ofițerii activi vor merge la întâlniri în diverse unități din țară pentru a discuta despre oportunitățile și cerințele necesare pentru a deveni parte din SRI. Prima oprire a campaniei a fost la Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava, unde discuțiile au avut loc marți în aula universității. Urmează ca pe 22 noiembrie să aibă loc o întâlnire similară la Universitatea Politehnică din București, programată la Biblioteca Centrală Universitară. Pe 23 noiembrie, reprezentanții SRI se vor întâlni cu studenții de la Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi din Iași, într-un anfiteatru urmată de o întâlnire la Universitatea Alexandru Iancuza din Iași, în aula acesteia. Anunțul anterior, făcut de SRI, datat pe 1 noiembrie, subliniază că instituția este în căutare de analiști și ofițeri de informații discreți dar curioși. În ultimii ani, Serie a desfășurat campanii publice de recrutare în mediul academic, iar în acest an a evidențiat interesurile pentru domeniul tehnic, solicitând locuri în diverse instituții de învățământ superior.